Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a ajuns în această după-amiază la poliție. El a provocat dimineața o tamponare ușoară și a mers să raporteze accidentul la brigada rutieră, după cum prevede legea. Chiar și așa, șoferul Traian Băsescu riscă să fie sancționat. Ce s-a întâmplat? Uite, am lovit un semafor și s-a stricat oglinda. Deci pagubă minoră. Te așteptai să fie zob făcută mașina? Incidentul a avut loc pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, iar surse din Brigada Poliției Rutiere susțin că fostul președinte ar fi acroșat de fapt o mașină parcată. Imediat după ce a acroșat oglinda mașinii parcate, fostul președinte Traian Băsescu a lăsat pe parbrizul mașinii un bilet în care își cere scuze pentru cele întâmplate. Ba chiar a lăsat și un număr de telefon la care să fie contactat de utilizatorul, deținătorul sau proprietarul mașinii pentru formalitățile privind înțelegerea amiabilă. A mers apoi la brigada rutieră, la biroul de accidente ușoare, ca să raporteze tamponarea. Era obligat de lege să se prezinte în maximum 24 de ore. Poate repar tu oglinda asta. Traian Băsescu are mașina din 2012. A fost prima ieșită pe linia de fabricație de la Craiova. It's like, ca în Star Trek. Cum se conducă mașina? Eu, da, până la București nu pot, că la 5 am CSAT-și. Traian Băsescu nu este la primul accident de circulație. În 2008, cu o zi înainte de summitul NATO, a tamponat din neatenție o mașină care oprise în fața lui pe bulevardul Regina Elisabeta. 5 ani mai târziu a fost implicat într-un accident identic la Otopeni. Tamponarea de acum este însă cea mai ușoară. Fostul președinte Traian Băsescu a fost testat cu aparatul etilotez de subofițerii de la Brigada Poliției Rutiere, iar rezultatul a fost zero. Chiar și așa însă, fostul șef de stat riscă să fie sancționat cu 3 puncte de penalitate și o amendă de 590 de lei, însă doar după ce victima acestui accident minor se va prezenta la rândul său la biroul accidente ușoare. Ovidiu Anță, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.